Ești tatăl meu vitreg, tu ar trebui să mă cauți. Adică tu m-ai crescut, tu ar trebui să mă cauți. Și el nu a avut nicio relație cu noi. Și din ce am auzit la televizor ce a zis și la podcasturile care le-a dat, nu vrea nimic de a face cu noi și eu nu pot să mă rog de cineva să-mi fie alături. Adică dacă vrei, bine, dacă nu, nu. Dacă te-ai întâlnit cu el, ce îi spune? N-am nimic de zis. Nimic? Nu. Cred că știe ce a făcut, ce cum ne-a rănit. Nu am nimic să-i spun, cred că știe deja. E o dezamăgire mare pentru tine asta? Foarte. Foarte. După tot acest divorț, după divorțul ăsta al mamei tale, ți-ai propus să fii și tu mai atentă cu băieții? Da. Da, chiar da. Eu n-am înțeles niciodată prin ce a trecut mama, adică e greu ca o persoană ca mine care nu a trecut printr-un divorț să înțeleagă cum s-a simțit, dar după ce am văzut și după ce am văzut cum s-a simțit mama și toată dinamica pe de afară, pot să fiu mult mai atent de la cine mi-aleg, că niciodată nu vreau să trec prin ce a trecut ea.